informații. Traversăm cel mai greu val de viroze respiratorii din ultimii ani, iar medicii trag un semnal de alarmă și spun că sezonul de viroze ar putea dura chiar și un an. În spitalele din țară nu mai sunt locuri în secțiile de pediatrie, iar unii medici au ajuns chiar să-și dea demisia din cauza epuizării. Corespondentul Antena 3 CNN, Cristina Ștefan, are toate informațiile. Cristina, te ascultăm! Bine v-am găsit! Supraaglomerate sunt și secțiile de aici, de la Spitalul Marie Curie din capitală, în unitatea de primiri urgențe. Să știți că se prezintă zilnic peste 300 de pacienți, iar cei mai mulți sunt cu infecții respiratorii acute. Din cauza numărului uriaș de pacienți, sunt deja medici, dar și asistente care au anunțat că își vor depune demisiile. Acele centre ambulatorii anunțate de Ministerul Sănătății ar ajuta foarte mult, spun medicii. Ar degreva camerele de gardă, dar și unitățile de primiri urgențe ale spitalelor de pediatrie. O altă îngrijorare este legată de faptul că boala evoluează rapid în cazul anumitor copii. Sunt unii care primesc chiar și 3 diagnostice într-o singură zi, de pildă faringită, laringită și otită, dar și foarte mulți copii care ajung la spital cu insuficiență respiratorie acută și au nevoie de oxigen. Din păcate, nu vom scăpa prea repede de acest sezon al infecțiilor respiratorii. Sunt unii specialiști care spun că ar putea dura chiar și un an.